Haideți să mai punem o aplicație, problema numărul 5, să calculăm limită când ne întindem la infinit din 1 la 2 plus 2 la 2 plus puncte puncte plus n la 2 supra n la 3 plus limită când plus 1 la 2 plus 3 la 2 plus puncte puncte plus 2n minus 1 totul la 2 supra n la a 3. Bun, această limită se poate rupe în două limite.